Administrația de la Petroșani a decis să subvenționeze costul pentru gigacalorie, iar întreaga sumă va fi susținută de la bugetul local. Cei care sunt branșați la termoficare vor plăti, la fel ca și anul trecut, iar tarifele sunt cele din iarna precedentă. La Petroșani, gigacaloria costă 247,9 lei vechi, deci 2.470.000, din care noi subvenționăm în acest moment, după ce guvernul a renunțat la subvenție în valoare de 28 de lei, era subvenția care o da guvernul, da? Restul subvenționam noi 83,5 până acum, de acum încolo vom prelua toată subvenția care trebuia dată de către guvern și vom plăti 112,44 de lei pe gigacalorie. Deci din totalul de 247,9, populația va plăti 135,4, același preț care a fost și până acum. Deci ideea este că noi vom suporta integral această subvenție pe care nu o mai dă guvernul pe gigacalorie. În plus, primăria acordă și ajutoare de încălzire celor care au venituri modeste. În ceea ce privește subvenția care va da guvernul pentru ajutoarele de încălzire la populația cu venituri nete medii lunare pe membru de familie de până la 786 de lei în cazul familiilor și 1082 de lei în cazul persoanei singure, va primi de la bugetul de stat ajutoare de încălzire, atât pentru energia termică, cât și pentru încălzirea cu gaze naturale sau combustibili solizi sau petrolieri. Da? Dosarele pentru această categorie de persoane vor fi primite de către noi începând cu luna viitoare. Deci asta este subvenția pe care o dă guvernul în continuare, ajutoarele de încălzire. În municipiul Petroșani sunt aproximativ 3.400 de familii branșate la sistemul de termoficare, iar societatea care se ocupă de distribuția agentului termic este pregătită să pornească sistemul imediat ce temperaturile vor scădea simțitor.